Bine v-am regăsit! Chiar dacă anul acesta expozițiile auto ne-au cam lipsit, iată-ne în mijlocul verii 2020, capabili să participăm la un eveniment de notorietate deja pentru județul Bihor, Raliul Retro. Are o ediție 2020 tare interesantă care se numește Drumul Vinului. Dacă în 2018 am avut Raliul Carpați, în 2019 am avut Raliul Fără Frontiere, de această dată aici în parcarea Lotus Retail Park, unul dintre mall-urile la care îmi puteți auzi vocea pe pauzele publicitare, ne-am strâns deja o grămadă de pasionați de mașini retro. Și așa, după cum bine se poate observa, e un eveniment sprijinit de Consiliul Județean Bihor și Agenția de Management a Destinației Bihor, dar și de comunele unde vom face opriri, Comuna Diosig, Comuna Sălacea. Este practic un traseu în nordul județului Bihor. Sunt 31 de mașini retro la start, iar noi avem 2 zile de competiție, la fel cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Mergem mai degrabă în zona de nord a județului Bihor și promovăm destinațiile, să spunem, poate e mult spus gastronomice, dar cele legate de vinuri din Valea Ierului. Și cu siguranță o să aveți ce vedea, așa că rămâneți alături de noi pentru aceste 2 super zile de Raliu Retro Drumul Vinului 2020. Pentru cei care nu știu și nu s-au mai întâlnit cu acest tip de eveniment, este un raliu de regularitate. În principiu sunt niște viteze pe care trebuie să le respecti. În niciun caz nu trebuie să sari de viteza regulamentară pe respectivul sector de drum, dar se poate impune să mergi cu 30 sau cu 50 de km pe oră pe anumite segmente. Este destul de important să obții timpul optim în funcție de ceea ce au calculat organizatorii și arbitrii. În legătură cu cronometrarea, cine n-a mai participat la raliul de regularitate și cu acest sistem, v-am dat niște GPS-uri prin care noi vă urmărim unde sunteți pe traseu, respectiv la punctele de cronometrare vi se salvează timpul de trecere. Arată foarte bine și animată parcarea de la Lotus Retail Park. Undeva mai în față este și Skoda Octavia din 1963. Autogrand, Skoda din Oradea este partenerul de mobilitate. Iată-l pe Kamiq, cel mai mic SUV, dacă putem să spunem așa, un crossover practic de la Skoda. Skoda și noua Octavia. Pe Kamiq l-am prezentat, Octavia urmează să o prezentăm în viitorul apropiat. Ne întâlnim cu Otto, organizatorul evenimentului. Mă bucur că și în 2020 avem ocazia să vedem mașini retro, un an cu siguranță diferit față de ceea ce ne așteptam. Absolut, de-abia reușim să îl organizăm cum trebuie, cu distanțare și cu tot ce trebuie. Da, respectăm regulile, în schimb vedem o parcare plină aici la Lotus Retail Park, 31 de mașini Interesul la start. Interesul este la fel de mare ca în anii trecuți. Vom avea 2 zile de competiție destul de interesantă. Una și jumătate în Bihor, Valea Ierului. Ce s-a schimbat față de edițiile precedente? Multe și nimic. Multe și nimic. Ne așteptăm la... E raliul în același stil ca și până acum. Diferența e că măsurătoarea concurenților se face printr-un sistem GPS mai simplu, mai elegant, mai automatizat. O să avem premii la multe categorii. Premii la toate categoriile FIVA, premii speciale și tot ce trebuie. Și o ultima întrebare legată de traseu. Cam ce vom vedea pe parcursul acestor 2 zile? Traseul pe Valea Ierului, Diosig, zonă viticolă, nu degeaba e drumul vinului. De aceea și-au adus piloții și copiloți ca să aibă și cine degusta. Cu prezentare de vinuri la Diosig, la castel, vizită la muzeu, a doua zi, la Otomani, la Conac, prânz, tot așa, 2 producători autohtoni își vor prezenta producția de anul ăsta, de anul trecut și din anii precedenți, probabil. Hai să vedem mașinile, mulțumesc! Adrian Farcaș, inginer, inventator și pasionat de mașini retro, deține cea mai veche mașină din competiție și în acest an. Da. Într-adevăr, este un Peugeot din 1929, așa cum v-ați obișnuit și la celelalte retro parade sau raliuri la care am mai participat. L-am și prezentat de altfel. Da, tot așa suntem tot cu numărul 1, ca și data trecută la ultimul raliu. Ai mai făcut ceva deosebit în ultimul an la mașină? Sincer, nu prea, pentru că e destul de complet proiectul. Am poate niște finisaje foarte fine, dar mă rog,
Înseamnă că noutatea e tot de culoare roșie și în altă parte. Da, hai categoric. Să o vedem. Haide. Un Mustang cu care deja te-am văzut plimbându-te în vara asta prin oraș. Da, da, este un Mustang din 1967. Tocmai ce am terminat definitivat restaurarea, să zic așa. Mai sunt niște elemente minore care trebuie finisate. Mă prezint astăzi la prima expoziție cu el restaurat. Am mai fost la o expoziție înainte de restaurare, pentru ca oamenii să poată vedea diferența înainte și după restaurare. S-a lucrat la caroserie, la motor, la interior. Baza a fost foarte bună la mașină și nu au fost necesare niște lucrări foarte, foarte ample. Și din cauza asta am și terminat destul de repede restaurarea. Stăm de vorbă cu domnul Eduard, vedeta anului 2019. Nu e domnul Eduard, ci este Trabantul 601, care a făcut istorie la Raliul Fără Frontiere, câștigând așadar la General. Exact. Cum sunteți la un an distanță de eveniment? Noi suntem foarte bucuroși că am reușit să venim din nou. Chiar ne doream foarte mult să venim la Oradea. Am fost primiți foarte frumos de toată lumea și abia așteptam să vedem traseul pe care îl parcurgem și anul ăsta. Cum s-a comportat Rabi pe drum dinspre București? S-a comportat bine, a stat cu mintea acolo pe platformă, am venit cu el pe platformă. Era cât pe ce să nu ajungem, am avut ceva probleme cu pompa de frână. Am înlocuit ieri dimineață, în ultimul moment, pompa de frână și am reușit să ajungem aseară târziu. Veți merge tot pe mâna pilotului din familie? Da, cu siguranță. Rămâneți da. În dreapta? Rămân în dreapta. O lăsați pe doamna să-l conducă spre victorie? Exact, exact. Bănuiesc că aveți aceleași așteptări. Da, acum avem așteptări mari, dar anul trecut nu aveam așteptări așa mari, dar acum... Că v-ați obișnuit în postura de câștigători, exact. E clar. Multă baftă! Mulțumim frumos! Conform listei de start, aveți cea mai nouă mașină, un Aro din 2000. Da. Ați venit din Mureș pentru raliul ăsta. Da, sigur. Nu v-am mai văzut la evenimentele noastre. Am mai fost. Am mai serios? Fost anul trecut, tot. Ați fost? Exact, la același loc, aceeași mașină. Aceeași mașină. Am priceput. Cum reușiți să mențineți o mașină cu tradiție românească într-o stare atât de bună? În primul rând trebuie să fii patriot, nu? Toată lumea are... Deci eu m-am ocupat cu Aro în timpul Ceaușescu și am dezmembrări și eu mi le fac. Am luat-o de la RomGaz asta mașina, am refăcut-o. Are motor de Toyota, cutie, aer condiționat. Am vrut să mă întreb ce motorizare are. Ultimul model de Aro. Directorii care mi-s prieteni la Aro au zis că cu asta de iau lovitura, au fost cea mai vândută utilitară, impozitul mai mic și practică. No, și mai trebuie pus mâna, fiabilitatea, no, ca o mașină românească. Sunt convins. Dar... Istoria n-a ajutat-o, din păcate, dar e noroc cu pasionații. Cu Toyota e deosebită. Deci, am văzut multe variante de motorizare, da, 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 asta e cea mai... S-a pus 4000 Cherokee, dacă ați văzut, pentru americani. Ăla de motor adevărat, ăsta are cam 100 de cai putere. E bun, consumul e bun, are climă, e fabricație. Deci e un pic și dotat, da. Să zicem, da. Orientat înspre utilizator. Da, multe, am vreo 8 Aro. Iau de la Armata Română, mai vinde, le recondiționăm. Deci am multe mașini, nu Aro. Am înțeles. Am vreo 80 de mașini. Oh, chiar așa multe? Da. Nu toate sunt bune, dar cam jumătate sunt bune. Jumătate dintre ele. Felicitări. Am din 40, Unicato, Tatra, Ford Baby, Fiat Topolino, ce mai Opel Olimpia, o Tatra, adică am zis Unicat. Am multe, e pasiunea mea. Când vezi o aceristă, n-ai cum să nu te îndrăgostești de ea, da, și n-ai da. Cum să nu... rezonez. Respectăm măsurile. Absolut. Cu mască sau fără mască, Vlad ne spune pe scurt istoria mașinii, dacă n-ați văzut-o în materialele precedente. Da, mașina deja e o veterană a întâlnirilor retro, e singura replică din țară la momentul respectiv și va mai fi multă vreme. Îmi doream foarte mult o asemenea mașină, pentru că în perioada mea de glorie, 91-94, când învățam tainele mașinilor, am început să mă joc și eu cu sculele prin curtea ACR-ului și mi-a rămas așa, bine, amintiri plăcute în care eu trăgeam în spate un trailer imens și toată lumea spunea oprește-te să zgâri mașinile și mi-am dorit o replică. Ei, iată că o am. Sentimentul plăcut e când mergi pe stradă și lumea întoarce capul și unii spun, bă, uite-l și pe ăsta ce tântălău e, a băgat bani într-o vechitură sau n-ai avut ce să faci cu banii, mergeai și tu într-un concediu sau te căsătoreai sau știu și eu, tot felul de alternative periculoase la mașină, dar eu am ales să
am bijuteria și de ce nu, Mihai, când vrei, poți să iei să te plimbi cu ea. Abia aștept să-i facem o prezentare în viitorul apropiat. Știu că am trecut, ai avut și un All Seat, este aici alături. Da, este lângă All Seat-ul, din păcate anumite costuri nu-l lasă să ia startul. Da? Nu m-au lăsat pe mine să-l păstrez, acum e în proprietatea prietenului și colegului meu, Noad Gherghei. Eu am avut niște costuri foarte mari cu casa și atunci am preferat să mă despart de anumite mașini, chiar dacă nu e plăcut, dar am acum o noutate, un Fiat 850 care așteaptă să iasă. Am văzut pe Facebook, așteptăm mașina. Și cu acelista chiar vreau să ne plimbăm în viitor apropiat. Ești invitatul meu. Mulțumesc. Baftă. Da, a fost întotdeauna atracția evenimentului. Văd că și în acest an sunteți la fel de preocupate să dați bine și să conduceți frumos, nu? Și regulamentar. Și regulamentar, evident. Corect. Îmi place starea voastră de spirit. Ce mai face mașinuța? Foarte bine, aștept să pornească. Da? Cum se prezintă anul ăsta? Ce ați mai modificat la ea? Am schimbat multe, dar e secret. E secret. Normal. Pentru cei care nu știu, ce mașină o să conduceți astăzi? Un Triumph Spitfire 1500, din 1976. Din 1976. Cine era născut în 1976? Cu siguranță niciunul dintre noi. Și aveți loc acolo, e ok, în regulă? Da, e... Da? Da, dar trecut ați avut niște probleme, să le spunem tehnice, dar anul ăsta... Da, să sperăm că anul ăsta nu. Anul ăsta va fi mai bine, nu? Da. Cu optimism până la capăt. Așa e. Păi, măcar ne distrăm, când ne distrăm, dacă se întâmplă ceva. Despre asta e vorba. Exact. Baftă, ceau! Clubul posesorilor de BMW. Salut! Te salut! Cu ce ne prezentăm anul ăsta? Astăzi, doar cu 50 de litri de benzină pe tura asta. Doar atât? Doar atât, da. Trebuie să fie mașina mai ușoară sau... Nu, a venit a treia persoană. Că până acum era pilot și copilot. Da, acum avem și copilul. Și copilul. Da, 28 de ani, e tânăr, proaspăt căsătorit. Despre asta e vorba. Fan BMW. Hai, perfect. E tot ce trebuie. Și numărul ăla 13 nu-i de speriat. Nu, ăsta e de la Timișoara au venit. Aha. Da, noi l-am cerut special, 13, da. Rămâne așa. Așa rămâne. Rămâne cum am stabilit. Da. Două vorbe despre mașina ta. E cea mai bună mașină. Pentru cei care nu te-au văzut în materialele din anii trecuți, ai un BMW? Un BMW, un E12 din 77. Și merge brici? Da. Clubul Mercedes, bine reprezentat și anul ăsta. Și cu mască? Da. Cum se prezintă mașina în 2020? Mai supărată decât în 2019, când... Dar ce i s-a întâmplat? Păi are face recognizer și acum cu mască e mai greu să recunoască. Noroc că aici fiul meu și recunoaște pe el. Acum, nu, la modul serios... Puteți încerca și cu 000 sau 1234. A, da. Să încercați și cu treaba asta. Ce așteptări aveți de la raliu? Sincer, n-am nicio așteptare. Pentru noi e o imensă bucurie că organizatorii au reușit să ne aducă împreună. Suntem mai puțin decât cum aș fi așteptat, dar totuși mulți, totuși mulți, 30 ceva de mașini. Mă bucur că ne-am revăzut cu prieteni vechi cu ocazia asta. Nu știu, ne așteptam să plouă. O să deocamdată, plouă, deocamdată e soare. Capotați mașina. Da? Așa, mâine am înțeles că o să plouă. Exact. O să vedem niște castele. Cred că o să fie frumos. Nu avem nicio așteptare, deci concluzionând, oricum o să fie relaxare și distracție. Și drumuri line. Da, sigur o să fie asta. Baftă multă. Mulțumim și succes și vouă. Una dintre cele mai interesante mașini de la raliu. Salut. Salut! Și felicitări pentru modul în care ai reușit să te prezinți cu mașina. Spune-ne două, trei cuvinte, facem o scurtă prezentare. Salutare tuturor! Mă numesc Iulian Derco și într-o zi m-am trezut cu pasiunea pentru mașini americane și asta mi-a fost visul pe care 4 ani de zile l-am căutat și în 3 zile l-am adus acasă. Wow, deci ai fost... Deci am plecat, m-am dus a doua zi și eu venit acasă. Și l-ai luat, ai fost foarte hotărât. Da, am fost foarte hotărât. Ce model, ce an, ce motorizare? Este vorba despre modelul de mașină prezidențială americană. Deci cu asta se plimbă președinții americani. Într-un model din acesta similar. A fost și evenimentul nefericit cu JFK. Este fabricație 1963. Este decapotabil, 7 litri benzină, cutie automată, servo, 6 geamuri electrice, decapotare hidraulică, mecanică. Pentru anii foarte multe dotări.
Da, da, deci dotările sunt enorm de multe în el și spre bucuria mea, marea majoritate și funcționează. Cum stai cu consumul la 7 litri? La 7 litri benzină, la pas, litru și kilometru. Oh, da. Deci e cam setos. Da, îi place să beie, da. Și cum o să te descurci la raliu cu mașina asta? Ai dus cisterna după tine? Spre bucuria noastră are un rezervor de 160 de litri. Oh, deci... Și așteptăm să cineva să ne să-l ajute. Să-l și umple. Să-l umple. Corect. Da? Și... Da, este primul an de a meu, sunt foarte entuziasmat și abia aștept să înceapă, să vedem despre ce e vorba și să ne simțim bine. Multă baftă! Mulțumim foarte frumos! Iar mașina cu numărul 3 este una foarte, foarte simpatică, este un Volkswagen 1300, categoria F, vine din 1969. La bordul mașinii Sabo Emanuel și Sabo Gheorghe, vihor 69 KFR, pentru că este un chefer, evident. Este o mașină cu adevărat specială, de care probabil mulți sunt îndrăgostiți în continuare, iar apariția ei este una de senzații aici la Raliul Drumul Vinului, alături de noi, la o ediție care promovează așadar zona viticolă, zona de nord a județului Bihor, și pe această cale îi invităm pe copiloți, dar și pe însoțitori să se pregătească pentru degustările ce vor urma în această seară până la ora 20. Suntem pe traseu. Ne uităm la cronometru, mai puțin de 5 secunde, s-a gata, a plecat, mașina s-a dus. Ăsta este startul, mulțumim frumos! 1975, un lucru trădat și de plăcuța de matriculare de Cluj, un galben frumos, rezistă exact ca în reclamă. Ne uităm și pentru ei avem aproximativ un minut, mai sunt sub 20 de secunde, iar Norbi de la AMD cu steagul Bihorului e pregătit să dea startul în mai puțin de 10 secunde din acest moment. Avem foarte multe mașini, poate că se putea și mai mult, dar e bine așa în aceste condiții. 5, 4, 3, 2, 1, start, s-a dus mașina. Fanii mașinilor românești au ce vedea, un Aro special sosește în fața noastră, cu numărul 7, Nagy Gergely și Coca Tudor, Aro 243, categoria H. Din 1983, cu numărul 83 RSR și cu cazmaua acolo, frumos pusă pentru orice eventualitate. Ne lipsește antena, nu mai văd antena. E steagul României, foarte frumos. Și mai avem și o sirenă cu care mașina s-a făcut remarcată. Asta e, despre asta este vorba. Știm că e vorba despre Aro 243 din 1983, Army Style, reprezentând armata română, așa cum era pe vremuri, de îndată ce auzim această sirenă. Ne uităm la cronometru, 3, 2, 1 și start pentru Aro. Echipajul cu numărul 7 pleacă. Mult succes, multă baftă. Trece și de hopul de pe poarta de intrare. Numărul 8 în concurs și 85 ca și design este un all seat pe care l-am văzut sub o altă formă anul trecut. All seat de la Craiova sau Citroenul oltenesc. Numărul 8 în concurs. Bala Alin și fechete Lorena, olțit 1985, de asemenea în categoria H, o mașină care poartă însemnele Carpați Retro 2019 și acelorlalte parade de primăvară sau de toamnă pe care le-am mai văzut, le-am organizat. Cronometrul nostru indică în acest moment 5, 4, 3, 2, 1 și start pentru echipajul cu numărul 8. La 15 și 8 minute a plecat all-seat-ul. Greu de crezut că o mașină ca aceasta se ține atât de bine și că pleacă atât de bine. 5, 4, 3, 2, 1 și start pentru echipajul cu numărul 14, Dacia Break din 1979, număr de Olt. 15 secunde, trabantul nu numai că este funcțional, ci și dă clasă multor altor mașini istorice. Ne uităm la cronometru și spunem start pentru Trabi în 5, 4, 3, 2, 1, start, multă baftă, a plecat trabantul! Salutăm cărășenii care data trecută erau cu o altă mașină, erau cu o Dacia verde. Vezi că am eu, ochii însă de la Reșița, acum vine un Ford Taunus foarte, foarte simpatic, o mașină cu adevărat istorică, nu că Dacia noastră n-ar fi, dar
e altceva, mai reprospătat aerul și pentru familia Rotaru e o provocare care va începe în mai puțin de 10 secunde, Raliul Drumul Vinului, ediția 2020. Mitsubishi-ul e roșu, frumos, are și farurile scamotabile, adică e din povestea aia. Avem 3, 2, 1 și start la 15:20 pentru mașina cu numărul 20. Multă baftă, foarte frumoasă mașina, foarte frumoasă ținuta. O mașină foarte frumoasă, am avut ocazia să o vedem și la celelalte raliuri. Se menține extraordinar de bine și vă asigurăm că în garajul deținătorului mai sunt și alte exemplare care ar merita scoase la lumină, dar o să le vedem probabil pe parcursul următoarelor evenimente. O mașină într-adevăr care întoarce privirile și pe care vă recomandăm să o fotografiați și să o apreciați la adevărata ei valoare. Ne uităm la cronometru și am intrat în minutul de start pentru mașina cu numărul 25 de concurs. Numărul 28, Jaguarul așadar, pe care l-am și pomenit, XJ40 din 1985, este într-adevăr o apariție și o mașină, hai să spunem, deosebită pentru evenimentele noastre. Ai reușit să te familiarizezi cu noua Octavia? Nu, încă nici n-am mers, nici. Deci nu știi să ne spui primele impresii, încă. Nu, acum fac primii metri. Tot. Ok. Uite mașina cu care ne plimbăm. Este mașina oficială, noua Skoda, oferită de Autogrand. Domnul Tibi, mulțumim frumos pentru faptul că ne plimbați și anul ăsta. De fiecare an. Înțeleg că dincolo de colaborarea asta cu dealership-ul vostru, ai și o surpriză aici la Diosig, la prima noastră oprire. Urmează. Și despre ce e vorba? Este vorba de o degustare de vinuri. Dar nu piloții, doar copiloții. Doar copiloții. Deci, adițional, pe lângă pasiunea pentru mașină, ai dezvoltat și pasta pentru viticultură. Absolut. Și cultura vinului. Copiloții vor fi identificați de pe etichetă. Am priceput. Ai deja un blazon, o marcă proprie pentru vin. Am înțeles că și ai primit o grămadă de distinții, de premii. Multe. Felicitări. Mulțumim, frumos. Suntem curioși să vedem ce ai realizat aici. Aștept în curtea castelului. Cu drag. Deci ce contează? Punctajul se face în funcție de condițiile pentru fiecare tronson. Așa. Poate să fie viteză medie, da. Poate să fie interdicția de oprire, de regulă asta funcționează peste tot. Da. Puncte de atracție care înseamnă vizualizarea unei turle de biserice și fotografierea din mers, de exemplu. Da. Toate fiind punctate, fiind nepunctate sau depunctate dacă nu se realizează. Aha. Atunci, primul care câștigă raliul este cel cu mai puține puncte de penalizare. Dar asta a trecut în acel roadbook faptul că trebuie să parcurgă nu numai traseul ăsta, dar au și niște obiective de punctat. Dacă sunt, da, de punctat, da. Sunt așa numitele șicane amabile, da. Aha. Că nu e niciun fel de necaz din treaba aceasta, da. Aha. Dar faptul că ajungi mai repede cu altă viteză decât cea pe care ai avut-o în roadbook, înseamnă de punctare. Am priceput. Sigur. Deci nu numai că respectăm regulile de circulație, dar și ne încadăm în niște timp și niște limite impuse de organizator. Da, așa este, da. Avem și ceasul oficial aici. Avem roadbook-ul aici, ca să vedeți cum arată. Unde, ce trebuie să faci, cum să faci, timpii, trecere peste calea ferată, la biserică tot înainte, ai un semn de cedează, faci stânga. Hai că deja încetul cu încetul, dar asta urmează, nu? Asta urmează, start de etapa a doua. Da. De aici pleacă etapa a doua. Cum suntem, bine? Oi! Mi-a dat ceva emoții. Primele impresii, doamna? Foarte bune. Vă place? Da. Se comportă bine arul? Da. Merge pe oriunde, da. Știi, ești până vaduri d'apă, până șanțuri, peste tot, tranșee. Munților. Aie! Ați crezut că dacă nu vă oprește poliția, nu vă oprim noi?
actele la control. Da. Domnul Gheri, ce facem aici? Check? Mi se pare că facem o verificare acum, dar dânsii stau extraordinar de bine, după cum se vede. Da. Și le urăm succes în continuare. Deci le semnez fișa de parcurs? Absolut, totul este. Vă rog, în față, la cam de unde este bicicleta aceea? O să vedeți. La stâlpul 4. Stâlpul 4. Cum merge cafărul? Super bine. Da? Super. Fără emoții? Puține emoții am pentru că e primul concurs de regularitate la care particip. Multă baftă să aveți! Wow. Vreau să aud primele impresii. Superb! Cum stați cu timpii? Foarte bine. Zicem noi. E mai bine cu Ford-ul decât cu Dacia? E mai bine... E mai bine că se ori mai organizează ceva cu, aha, cu în condițiile astea. Urmărim, da? Eu voi pe aia și la castel. Hai, familia Rotaru! Foarte frumos! Cum a fost? Ce impresie avem? Foarte bun. Da? Da, da, da. Am ocolit toate. Deci n-ați mers cum trebuia. Da. A, important e că ați ajuns aici. Da, da. Atenție la toate chestiile alea că... Foarte faină mașina. Uite și golful. Bine ați venit! Toată gașca e ok? Am văzut o bună parte dintre mașinile care au încheiat prima etapă din prima zi. Prin poarta Skoda mai trebuie să intre câteva mașini, iar noi o luăm pe jos, în afara asfaltului, pentru a vizita castelul de aici, de la Diosic. Și Tibi, de la Autogrand Skoda, ne-a promis că ne întâmpină cu o degustare, așa că suntem curioși. Sigur, eu nici nu beau alcool în general și poate că asta e o problemă din punct de vedere al faptului că unii se așteaptă să socializez mai greu, dar nu e așa, adică eu sunt un vorbăreț din fire, vezi, vorbesc singur cu camera, adică nu e nicio problemă. Pot să dau start pe aproape orice subiect, iar ăsta auto chiar îmi place. Suntem la Diosig, intrăm în zona Valea Ierului, spre Săcuieni, spre Valea lui Mihai, o zonă cunoscută ca nord a județului Bihor, mai ales pentru capacitățile viticole, să spunem așa. În consecință, mergem să vedem cum degustă oamenii, cum sunt primiți, e o scurtă pauză de masă și apoi ne întoarcem acolo la poarta din spate pentru startul etapei cu numărul 2. Alături de mine este colegul Dan, care mă filmează, pentru că mai facem și niște materiale de prezentare, iar vlogul merge înainte, exact ca și taurii ăștia. S-a rotățit vremea, a început să se înnoreze destul de tare. Picnicul de la Diosig a fost foarte, foarte reușit. Am încercat și chiar am reușit să ne încărcăm bateriile, am făcut o degustare. Cei care n-am băut vin, am băut apă. Ne-am mai tras un pic sufletul și urmează proba a doua, cel mai probabil pe ploaie, înspre Oradea, pentru a completa cei 100 de kilometri. Mașinile decapotabile s-au capotat, iar noi ne capacităm să dăm startul în cazul în care plouă, probabil de sub cortul din spatele meu. Hai să vedem mașinile pe etapa a doua. Vremea s-a stricat grozav, a început să plouă torențial, mașinile vin înspre start, nu știm cum vor continua, probabil că va fi o etapă ceva mai interesantă. A plouat și anul trecut când am plecat de la Huta Slavia, de la Șinteu, însă nu așa, acum e mult mai agresivă ploaia, cred că s-a dat un cod galben sau chiar portocaliu. Mașinile s-au strâns, picnicul în parc s-a terminat instant și așteptăm să vedem unde vor sta arbitrii, pentru că momentan zona în care ar trebui să plece mașinile este efectiv în ploaie. Poarta este în ploaie torențială. Uite cum se dă startul cu claxon pe ploaie torențială. Nu des se face asta. Hai, clar. Da. Și la Formula 1. Aspirăm un pic de fum de doi timp. Vai, ce îmi plăcea mie. Se mai întâmplă și evenimente nefericite și noi ce crezi că facem? Stăm și filmăm în ploaie. Atât, o simt? Contact!
dintre cele mai spectaculoase părți ale traseului o reprezintă această succesiune de serpentine între Oradea și comuna Paleu. Practic, raliul nostru o să treacă pe aici și după ne mai despart doar câțiva kilometri de parcare a centrului comercial Lotus Retail Park. Așa se scrie istoria primei zile de la raliul retro Drumul Vinului 2020. În consecință, am trecut prin ploaie torențială, am fost și la o mică socializare. Am văzut așadar și o mică parte din nordul județului, am fost la degustare și mergem înspre Cină pentru un briefing, pentru socializare în continuare și pentru a ne pregăti pentru ziua cu numărul 2, care va fi de două ori mai lungă. Vom avea peste 200 de kilometri, mult mai multe serpentine și mult mai multe provocări pentru voi. Rămâneți cu noi!